Cumpăra prin noiembrie anul trecut niște cărți din Republica Moldova de la o editură numită Cartier. Cărțile sunt foarte ieftine, se găsesc și în țară, doar că puțin mai scumpe. Dacă le iei direct din Republica Moldova, o să plătești cam cât ai plătit pe cărți transportul. Eu am luat vreo 5-6, nu mai știu câte. Și tocmai seara am apucat să citesc din Oamenii Ilustri ai Romei Antice, de Plutarh. Înainte, prin decembrie anul trecut, citisem Oamenii Ilustri ai Greciei Antice, de Plutarh, dar n-am terminat-o. Asta are undeva la aici, nu știu cam câte personalități să stea, vreo 12, cred, presupun. Am ajuns până pe la Demostene, mai am la Alexandru cel Mare, Agis și Cleomenes. E un pic, e ciudat scrisă cartea, în sensul că te pierde foarte mult în cronologie. Adică se încalecă unul peste altul fiecare personalitate. Majoritatea nu focalizează, ori generali, ori ceva oameni de stat, sau chiar ambele. Văd că nu vrea să focalizeze. Opa. Aici. De exemplu, Pericle. O, pagina 83. Cam greu să pun în perspectivă treaba asta, cam cum se încalecă unul cu altul. Ar trebui să trec pe la fiecare. Pagina 83 aici. Aici e un rezumat scurt despre fiecare personalitate, înainte să se înceapă cu ea. General orator și om politic atenian, conducător al Atenei între 445 și 429, timp în care a inițiat numeroase reforme democratice care au transformat orașul într-un centru economic, politic, cultural și artistic al lumii grecești. A construit Partenonul, noul Eretion și așa mai departe. În timpul domniei lui a început războiul Peloponesiac. Dacă v-ați jucat Assassin's Creed Odyssey sau ați văzut videoclipuri din el, sau dacă ați fost prin Atena sau știți, Partenonul e clădirea mare simbolică de pe dealul ăla lor din centru. Partenonul e practic echivalentul Panteonului la romani, unde acolo la romani cred că ar fi toți zeii, dar la greci aici Partenonul e altceva, cred că e dedicat specific Atenei, dacă mai țin bine minte. Și războiul Peloponesiac e exact ce se întâmplă în Assassin's Creed Odyssey, deci cu ăla, pe acolo, aia e acțiunea. Și toată Grecia e împărțită între Sparta și Atena. Pentru pe care a dat-o Atenis, secolul în care a trăit, secolul 5, a fost supranumit secolul lui Pericle. Da, și acum nu știu că asta e treaba, nu prea poți să reții dacă sunt toate așa încălecate personalitățile. Deci 495-429, ia să iau altă personalitate, cred că să nimeresc un rege spartan sau ceva. De exemplu ăsta, Licurgie, rege spartan, Solonie din Atena. Licurgie, rege spartan, dar e de prin secolul 9, dacă nu mă înșel. El a... opa, nu se vede. Aici, da. Voiam să zic Nicias e tot atenian și Alcibiade, deja mai țin minte doar că foarte puțin. Nicias și Alcibiade au avut ceva, parcă au inițiat niște campanii înspre Sicilia. Aristeide. Ia să văd, ăsta e rege spartan. Lisandro, știu sigur că e rege spartan, deci pagina 149 e ăla și ăsta e 65, ia să văd. Asta zic că se tot încalecă între ele și se reiau evenimentele. Nu, e tot atenian. 145, parcă am zis. Se tot încalecă evenimentele între ele. Deci dacă citești la Pericle, de exemplu, nu neapărat, nu știu sigur dacă chiar la Pericle, zic, citești și pe la 3 sferturi din bibliografia lui mai face referință la o personalitate care a trăit cam în același timp. Sau poate chiar atunci începea să se dezvolte personalitatea aia, dar despre ea citești numai vreo două personalități mai încolo și astfel te încurci foarte tare. Da, ia uite ce memorie bună am. Varză, ia stai să văd. Lisandros, 149 de ani. General spartan, a reorganizat flota spartană în războiul Peloponesiac, victoria asupra atenienilor la Notion. Și la Agios, care au silit Atena să capituleze. Ah, și asta e treaba. Deci sunt multe nume specifice care sunt numai din Grecia și sunt nume micuțe. Că dacă ar fi să citești despre istoria Imperiului Roman, una, două, reții. Și e mult mai generală oarecum. Când auzi de bătălia de la Alesia din Galia, știi că e în Galia. Când citești despre bătălia de la Zama, știi că e lângă Cartagina. Și tot așa. Deci ăsta e... General spartan, da, deci ăsta ar fi imediat după Pericle. Pericle ar fi murit, de fapt a murit imediat după începerea războiului Peloponesiac. Se numește războiul Peloponesiac din cauza că era Sparta care era șefa pe acolo prin Peloponez, mai era Argos, Corint, parcă și alte orașe.
ar fi indicat dacă ați putea citi cartea asta, e chiar interesantă. Eu mai am vreo trei generali. Demostene, parcă, Alexandru cel Mare, care are, e cel mai lung, are vreo 40 de pagini. Ăsta e titlul și asta e editura care mi se pare o editură foarte faină. Au multe cărți și sunt foarte ieftine și sunt foarte fain construite. Deci, acum, ca paranteză, asta citesc acum. Este despre noul Total War ce o să apară, despre, de fapt, noul Total War ce o să apară exact făcută despre cartea asta, este scrisă de Luo Guanzhong, nu cred că îi scrie titlul aici, și uitați-vă, de exemplu, cum e construită ea cartea, așa. Deci e aproape ca Biblia, pentru că e foarte mare, are foile oarecum subțiri comparativ cu ăstea de la editura Cartier. Deci e la fel de groasă și cred că e de 2 ori mai lungă. Și pur și simplu când citești mult, începe să-i se ducă plasticul de pe copertă și are... Opa. Dacă aș putea să găsesc, nu mai știu unde e cuprinsul. Aici sunt notele. Opa. Aici sunt ceva personalități. Dar să mă duc la cuprins. Da, a, nu, nu e aici, e după personalități, parcă. A. Deci, cartea asta e doar primul volum. Are undeva la 120 de capitole. Cartea asta e primul volum din 4 și are 32 de capitole. Am ajuns pe la capitolul... Opa. Undeva la capitolul... 16, parcă. Da, am semn aici. A, 17. Da. No. Și cartea asta e mult mai adunată și dacă vrei să citești un capitol, bine, trebuie să știi și engleză și trebuie să citești și referințele care sunt în josul paginii, care de fapt nu sunt în josul paginii, sunt aici, de exemplu, scrie Zhang Liao 2 și trebuie să te duci la capitolul 17 aici și citești ce înseamnă Zhang Liao 2 și îți face tot felul de referințe, da, deci e mult mai dificil de citit cartea asta, e și mai groasă și în engleză, opa. Bun, acum, aseară m-am apucat să citesc asta pentru că am mai multe cărți despre istoria Romei. Am citit câteva din ele, dar vreau să citesc. Am citit, de fapt, mai mult romane care sunt fictive mai degrabă. Deci sunt dramatizate, știți, dialogurile între personalități și astea. E ca un serial, practic, care nu e tocmai adevărat, dar cronologia evenimentelor este urmărită în exactitate. Da, deci asta m-am apucat să citesc aseară și ia să încep direct cu cuprinsul, da. Deci aici avem cam tot 12, nu, sunt mai multe, 6, 8, 10, 12, 14, 16, vreo 18 personalități, nu știu dacă le-am numărat în tocmai, de la Romulus, care a întemeiat cetatea, până la Antonius. Antonius e mult de discutat. A murit undeva prin anul 32 înainte de Hristos, ucis de fiul adoptiv al lui Iulius Cezar, care a fost August, primul împărat al Romei. Bun, deci, ce mă deranjează aici e că Antonius ăsta... Probabil era el așa mai ilustru, dar comparativ cu Scipio Africanus, care nu e aici, mă cam deranjează. Și e și dobitocul ăsta de, scuzați cuvântul, de Marcus Crassus, care a fost un gunoi de om, bine, era bogat, era cel mai bogat om din Roma, cred care a fost vreodată, și-a cumpărat el propriile lui legiuni, a făcut parte din primul triumvirat, Marcus Crassus, Pompeiu și Iulius Cezar. El a cumpărat legiunile astea și s-a ofticat pe Pompei că a avut campanii de succes în Orient și Pompei nu era nu știu ce general oricum, pentru că aia din Orient era o varză și armata romană era foarte bună. În fine, aia din Orientul apropiat, adică Asia Mică și cam Palestina și vestul Siriei. În fine, Marcus Crassus ăsta era foarte bogat, a cumpărat vreo 10 legiuni, ceea ce înseamnă undeva la 40.000 de oameni, s-a dus înspre Partia, ce era o nouă dinastie persană. Și și-a luat bătaie în deșert vreo 2 zile, parcă a durat lupta. Deci tot ce făceau parții, comparativ cu infanteria grea care practic nu mărșăluia sau stătea, parții aveau arcași pe cai și doar trăgeau de la distanță, non-stop, cu provizii și așa. Și ăștia n-au putut să facă nimic, ca și pur și simplu au murit. Dar aia ar fi altă discuție despre tipul ăla de război antic. De fapt, nu numai antică, până prin secolul 16-17 au fost călăreții arcași foarte eficienți până au apărut armele. La un moment dat apăruseră armele, dar nu erau așa eficiente cum ar fi în secolul 15. Pentru perspectivă, avem Medieval 2 nu e așa bun, dar avem Assassin's Creed, Brotherhood și Odyssey în care ai o oarecare perspectivă cam cum funcționează armele, cu toate că nu e chiar în tocmai historical accurate. Bun, deci aseară început să se citesc despre Romulus, rege mitic și întemeitor alături de fratele său geamăn Remus al Romei, fiul al Vestalei Rea
Silvia și zeului Marte. Deci, sunt fan al Romei și al istoriei, numai că sunt o grămadă de lucruri pe care nu le-am știut din treburile astea. Și treaba faină e că, am zis, în cartea de mai devreme, în trei regate, are 32 de capitole pe carte și ți-a cam o oră și ceva să citești un capitol. Aici îți ia un pic mai puțin. Și asta, înspre deosebire de oamenii ilustri ai Greciei Antice, mi se pare că e un pic făcută, chiar puțin, cât să așezată puțin mai bine cronologic. Adică ăsta a fost Romulus primul care a fost, nu știu dacă scrie cam când ar fi domnit el. Am citit că a domnit 38 de ani. Și în 753 e o poveste interesantă chiar. Da, deci toată e o poveste interesantă, cum că ar fi venit o furtună chiar când Romulus i-a chemat undeva în afara Romei pe toți locuitorii Romei să le vorbească, nu știu exact despre ce, pentru că totuși e chiar scrisă pe generalități, nu e nimic specific, mai ales că Romulus e legendă. I-a chemat în afara orașului și atunci a venit o furtună mare care parcă ar fi dat impresia că vine sfârșitul lumii și atunci, după 38 de ani de domnie, Romulus a dispărut. Și se presupune că s-a dus în ceruri și aici scrie la final că a devenit zeul Quirinus, care i s-a făcut căruia i s-a făcut un templu pe colina Quirinal. Sunt șapte coline în Roma. Palatin, Quirinal, Viminal, nici nu știu. Palatin, Colentin, Aventin, Quirinal, Esquilin, nici nu știu. Da. Și ce ar mai fi interesant de citit aici? De exemplu, afli direct de originea zilei de 1 martie. Nu prea focalizează bine. E o poveste lungă, dar în fine, aici, dacă puteți pauza să vedeți, e un pic mai lungă povestea de 1 martie. Practic, vine de la matroane, s-ar putea să zice de la mărțișor matroane. Matroane înseamnă doamne care i-ar fi oprit pe romani și pe sabini să se bată. Și tocmai din cauza asta e în cinstea lor data de 1 martie. Și mai e un lucru interesant. De ce se numește februarie? Februarie. De la curelele care se numeau februa, care erau folosite de un fel de preoți, făcute din ceva, nu știu, piele de oaie, poate, sau lână, și înconjurau Palatinul, dacă mai mi-aduc bine aminte. Da, scrie aici. Puteți pauza să citiți în detaliu. Deci erau curele care îi biciuau pe toți oamenii care ieșeau în cale, care și se presupune că asta le dădea noroc. Da, cam atât. Asta nu e o promovare plătită sub nicio formă. Opa, o sărit, a apucat mărunțișul în filmare. Dar chiar v-aș recomanda să mergeți pe site sau să căutați, nu pe site-ul lor neapărat, la alte librării, de la editura Cartier, e o editură foarte ca lumea, care face cărți destul de ieftine și de calitate. De exemplu, asta e Universul Zeii și Oamenii, e scrisă de un francez aparent. Nu e prea mică, asta este echivalentul lumii antice la ce e lumea modernă Noul Testament. În sensul că ai aici toate miturile facerii de la zero. Deci încep cu Cronos, dacă nu mă înșel, îți începe ce-i timpul, ce e nu știu ce. Puteți pauza să vedeți, pune pe pauză, să vedeți care-i cuprinsul acolo. Pământul, spațiul și cerul. Deci asta m-am gândit eu că ar fi trebuit să o citesc prima înainte să mă aprofundez în astea două ale lui Plutarh, pentru că încep de la zero, oarecum. În străfundul gliei Hăul. Și aici vorbește despre haos, despre Cronos și alți zei de ăștia. Ce m-a deranjat pe mine la editura asta, că au trimis pachetul, nu știu, într-un fel de hârtie. Opa. Și da, a fost cam avariat când a venit, vreo două cărți. Dar totuși sunt cărțile tare, deci se avariază un pic mai greu. Asta e Druizii, e o carte destul de interesantă, numai că e cam mare, m-am uitat doar în mare pe ea. Deci vorbește despre religia celticilor antici și se numește Druizii, filozofi printre barbari. Deci ei erau practic preoții și oamenii înțelepți, echivalentul preoților noștri din ziua de astăzi sau chiar din antichitate. Asta mă gândesc că ar fi bună să fie citită cam când se ajunge la Iulius Cezar, pentru că Iulius Cezar după cum știm, a măturat cu lumea celtică pe jos în Galia, deci cu 40.000 de oameni au ucis undeva la 1 milion și ceva.
A avut o felul de bătălii, da, am citit despre campania aia. Parcă-i supraom, chiar dacă nu uităm și la alte surse, nu la cele scrise de el însuși, pentru că Cezar a avut și el, a scris o carte de Bello Gallico și Bellul Gallic și Războiul Civil. Cam atât pentru asta, dacă s-ar putea să mai fac videoclipuri de astea dacă vă plac și să vorbesc mai în detaliu despre fiecare carte, pentru că acum a fost foarte generic și mai ales trebuie să vorbesc despre ele imediat după ce le citesc, pentru că dacă nu, nu rămâne nimic în cap. Adică așa funcționează. Citești o carte, îți însușești cam ce ai citit, pot să zic, îți asculți intuiția mai degrabă decât să memorezi și îți faci o hartă în cap, cam cronologic, cultural și așa. Deci chiar să vorbești specific cum e în carte nu prea reușești. Păi, cam atât. Salut! Dacă a plăcut videoclipul ăsta și îți place ce fac, nu ezita, te rog, să îmi urmărești contul de Instagram care ai făcut specific pentru canalul ăsta și subiectul ăsta pe Instagram. Dacă nu ai cont de Instagram, și ai telefon, ar fi indicat să-ți faci, pentru că sunt multe chestii interesante acolo pe care le urmărești. Deci tot felul de canale, de toate felurile, canale, conturi, profile. Cam atât. Mulțumesc!